Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Gimițoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Frașii și surori, vă invit să aveți Biblia deschisă în, Evanghelia de Matei, capitolul 22. Pildă anunții fiului de împărat, versetele de la 1 la 14, Matei, capitolul 22, versetele de la 1 la 14. Este textul biblic pe care l-am citit data, vi data trecută, în seara aceasta nu-l mai repetăm, însă o să vă rog să aveți bibliile deschise acolo, fiindcă în seara aceasta o să revenim asupra acestei pilde, deoarece conținutul și aplicațiile ei practice, sunt extrem de adânci și de complexe pentru generația noastră, motiv pentru care stăruim în două întâlniri asupra acestei pilde. Ea este pilda numărul 21. Și spuneam data trecută că ea îl prezintă pe împăratul, sau mai bine zis pe Dumnezeu în calitate de împărat al cosmosului, al planetei Pământ al oamenilor. Menționam data trecută că această pildă are o asemănare izbitoare cu o altă pildă din Biblie, respectiv cu pilda celor poftiți la cină, din Luca capitolul 14. Și argumentam atunci că nu este vorba deloc despre același eveniment și sunt doar două evenimente cu foarte multe asemănări, dar și cu serioase diferențe. Vă spuneam data trecută care a fost motivul pentru care Domnul Iisus Hristos a spus această pildă. Înainte de această pildă, în ziua de luni, la începutul săptămânii patimilor, când Domnul a venit în Ierusalim, a intrat în ziua de duminică, seara s-a retras în Betania, la câțiva kilometri de oraș, a revenit luni de dimineață, este blestemarea smochinului și Domnul Iisus Hristos spune pilda celor doi fii, apoi spune pilda vierilor și Preoții și teologii vremii, cărturarii vremii, înțelegând că Domnul a vorbit despre ei și au propus să facă un plan pentru a-l prinde și a-l omorâ. În momentul acela, Domnul Iisus Hristos spune pilda nunții fiului de împărat. Motivul pentru care Domnul Iisus Hristos a, a spus această pildă au fost versetele 45 și 46 din capitolul 21. Cu alte cuvinte, ultimile două versete înainte de pildă. Domnul, văzând că liderii poporului la care el a venit, în loc să primească mântuirea și să îndemne și poporul să facă asta, s-au organizat ca să-l prindă și să-l omoare, a vrut să le spună printr-o pildă situația lor dureroasă, de plâns, în speranța că se vor trezi. Dar ei nu s-au trezit, după cum bine știm. Domnul însă și-a făcut datoria și în iubirea sa imensă i-a chemat din nou și din nou să-și vadă starea de păcătoși, să se pocăiască de starea aceasta și să se întoarcă la Dumnezeu, lucru pe care ei nu l-au făcut. Pilda aceasta este una dintre puținele pilde, dintre pildele Domnului, care cuprind foarte multe învățături, atât din Vechiul Testament, perioada intertestamentală, Noul Testament și trec dincolo, în Escatos, în vremea de dincolo de timp și de spațiu, la judecată. Este o pildă extraordinar de complexă. E una dintre perlele pildelor Domnului Isus. Și atunci când, prin mila Domnului, înțelegem semnificația și mesajul ei, devine pentru noi o învățătură foarte plăcută și folositoare. Data trecută, dacă vă mai aduceți aminte, am rămas la explicația pildei, vorbind puțin despre tradiția unei nunți în Israel și menționând faptul că mai ales familiile bogate, înstărite, cu poziție în societate, cu bani mai mulți, aveau obiceiul atunci când chemau oameni la nuntă să le ofere câte o haină și toți invitații se îmbrăcau în haina de nuntă. Trebuie să menționăm și să ținem minte acest element, pentru că numai în felul acesta vom avea o înțelegere a pildei. Observați-vă, rog, că există trei invitații pe care împăratul, care îl reprezintă pe Dumnezeu, o face, le face oamenilor pe care i-a invitat, invitațiilor. Există prima invitație și ei promit că vin. Atunci Dumnezeu l-a chemat pe Avram, a făcut un popor din el, un popor în care a investit, un popor pe care l-a iertat, l-a protejat, l-a binecuvântat, un popor față de care și-a reînnoit mereu și mereu promisiunea. Un popor pe care l-a scos din prizoneratul egiptean, l-a dus în Canaan și l-a pus într-o stare de confort și de abundență materială, l-a binecuvântat în toate felurile. Însă poporul acesta a fugit de Dumnezeu. Legile Domnului au fost o povară pentru el. De aceea Dumnezeu, prin profeți, prin regi, prin preoți, în toate felurile, mereu și mereu l-a chemat și în fiecare generație Dumnezeu a trimis profeți, noi îi numim mari sau mici. Numai că poporul acesta a mers din rău în mai rău, a fost un popor îndărătnic, Însă, trebuie să înțelegem că dărnicia acestui popor a avut totuși o justificare. Și această justificare este marea problema lor și marea problema noastră. Justificarea lor a fost următoarea. S-au bazat pe calitatea lor etnică. Au spus, noi suntem din Israel și Dumnezeu iubește Israelul. Siria poate să dispară, Libanul poate să dispară. Poate să dispară orice etnie, orice națiune, dar etnia evreiască nu poate dispărea pentru că a ales-o Dumnezeu. Și ei au uitat să-și facă partea bazându-se pe calitatea lor etnică. Lucrul acesta se aplică la noi atunci când după ce ne-am botezat în apă, ne credem salvați și uneori intrăm într-o stare de nepăsare, de indiferență, de irresponsabilitate și nu mai facem ceea ce Dumnezeu se așteaptă să facem, măgulindu-ne că suntem parte din biserică. Și în mod fizic suntem parte din biserică, dar încurajându-ne cu apartenența noastră la biserica lui Dumnezeu, uităm să facem ceea ce ar trebui să facă un mădular activ din biserică. Și simplu fapt că ne-am botezat în apă și că suntem în registru unei biserici, că aparținem etniei spirituale a unei biserici, ne dă dreptul să nu mai facem aproape nimic altceva și să ne permitem tot felul de comportamente care sunt împotriva calității de membru în împărăție și în biserica locală. O altă justificare care le-a muia mintea, care le-a îmbătat capul, a fost faptul că Templul lui Dumnezeu, locul unde locuia Dumnezeu, era în țara lor. Și ei au spus, Dumnezeu își apără casa. Își apără Templul. E casa lui, nu e a noastră. Și pentru că își apără casa, noi mergem în casa lui și lucrul acesta este destul. Dar nu mai are importanță, cum ne învăța Domnul de pe Muntele Fericirilor în Matei, în capitolul 5. Dacă te duci la Templu, și ți aduce aminte că cineva are ceva împotriva ta. Domne, l-ai jignit pe omul ăsta, i-ai spus prostule, i-ai spus nebunule, i-ai ofensat familia, i-ai stricat reputația, ai spus lucruri despre el și oamenii acum nu mai primesc slujirea lui pentru că tu l-ai făcut de rușine și te duce să te închin. Omule, nu te poți duce! Împărăția lui Dumnezeu nu e cum crezi tu, îți bași capul între urechi și te duci la templu, că templu e la tine în țară. Nu te duce, oprește-te, du-te la omul ăla care plânge din cauza ta. Și îi plânge familia din cauza ta. Aici nu sunt mofturile lui, i-ai zis prostule, așa spune Evanghelia. Nu sunt bănuieli, știi cum, mi s-a părut că te-ai uitat la mine, nu știu cum. Nimeni nu poate aduce astfel de argumente. Aici sunt argumente concrete, ți-ai deschis gura și ai spus prostule. Ți-ai deschis gura și i-ai spus, nebunule, sunt, sunt dovezi evidente și prin aceste dovezi ești vinovat înaintea omului, du-te la el! Și apoi te duci la templu, că e ușor să vii la templu cu darul, mai mic, mai mare, să te închini și în urmă sunt oameni care plâng, peste care treci indiferent și spui, lasă, fie sănătos, că îi trece. Îi păi trece după ce te smerești și spui, iartă-mă, trebuie să spui asta. Dacă ești un creștin veritabil, vei face lucrul acesta, indiferent cine e persoana aceea. Ei, dar ei au spus, nu ne interesează pe noi lucrurile astea, astea sunt amănunte, astea sunt pentru cei proaspăt pocăiți. Noi mergem la templu și faptul că aparțineau ei mie evreiești, erau evrei, faptul că aveau templu la ei în țară, aveau legămintele, aveau preoția, aveau cartea Domnului, singura națiune care a primit legea lui Dumnezeu. Aveau un trecut veritabil. Ce spun ei? Avram în sus, Avram în jos, Avram în sus, Avram în jos. Se lăudau cu Avram. Însă Avram a fost un om sfânt. Iar ei erau niște destrăbălați. Între ei și oamenii din lume nu erau nicio diferență. La fel le era gândirea murdară, la fel le era limbajul murdar, la fel le era comportamentul murdar, la fel le erau relațiile murdar. Niște oameni care efectiv veneau la Templu, dar care trăiau împotriva Spiritului Templului. Și oamenii aceștia au spus, suntem evrei, avem Templu, l avem pe Avram, părintele nostru, noi din el venim, el este strămoșul nostru și cu asta am terminat. Și Dumnezeu mereu și mereu și mereu le spunea, dacă ați fi din Avram, ați face faptele lui Avram. Dar ei n-au înțeles. I-a chemat prin profeții Vechiului Testament, prin regi, prin preoți, i-a chemat prin Domnul Isus, i-a chemat prin cei 12, prin cei 70 de ucenici și ei n-au venit. Și Biblia ne spune, priviți vă rog, versetul 5, dar ei fără să le pese de poftirea lor, observați două reacții, au plecat, unul la holdă și altul la negustorie, indiferență. A doua reacție, versetul 6, ceilalți au pus mâna pe robi, i-au bătut, i-au omorât a doua reacție este violența. Observați, acest popor a avut două reacții majore. Prima a fost indiferența. Nu mă interesează. Frate, să țipi cât ai vrea, că pe mine nu mă interesează. Eu am treaba mea, eu știu ce am de făcut, pe mine nu mă schimbi, pe mine nu mă atingi, poți să faci ce vrei, că eu așa rămân. Indiferență. Niște oameni cu inima rece, niște oameni morți deși sunt vii, niște oameni care nu mai auzi, sunt surzi, surzi spiritual. Niște oameni pe care nicio motivație nu-i mai schimbă, nu-i mai moaie, nu-i mai entuziasmează nimic. Nu-i mai bucură nimic, nu-i mai întristează nimic. Niște oameni absolut în afara împărăției lui Dumnezeu. Iar cea de-a doua parte a poporului, oameni violenți, au pus mâna pe ei și i-au omorât. Ce au făcut cu Isaia? ce au făcut cu Ieremia, ce au făcut cu Moise, ce au făcut cu Samuel, ce au făcut cu profeții, cu regii și cu preoții vremii. De-a lungul istoriei, unii au fost indiferenți, alții au fost agresivi. Ăsta este Israelul în care a investit Dumnezeu sute de ani. I-a chemat în multe feluri și n-au răspuns. Și atunci Dumnezeu se vede cu nuntea pregătită și cu sala goală. Ioan 1 cu 11 a venit la ai săi, nu l-au primit. Nu l-au primit. Unii l-au tratat cu indiferență, dute, alții l-au tratat agresiv, violent, stai că-ți noi. Depinde în funcție de temperament, de mintea care o are, de instigarea anturajului în care se găsește, sunt mulți factori. Social, familial, individual. Și atunci Dumnezeu ia următoarea decizie. Am să las poporul acesta pentru că este îndărădnic dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui. Nu din Israel, de oriunde. Și Dumnezeu la un moment dat, acesta este, această cuvântul atunci din versetul 8 face diferența între Vechiul Testament și Noul Testament în pildă. Până la versetul 8 e Vechiul Testament. De la versetul 8 în jos începe Noul Testament. Atunci a zis robilor săi, nu nunta e gata, Israel nu vrea să vină, nu-i vrednic de ea. Duceți-vă acum la răspântii, Matei 28 cu 19, mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia, botezați în numele Tatălui, al Fiului, al Duhului Sfânt, învățați să păzească tot ce v-am poruncit eu, am stat trei ani și jumătate cu voi și v-am spus să faceți asta și asta, v-am educat, am investit în voi, v-am implicat într-o perioadă de ucenicie. Ce ați văzut la mine, învățați și pe ei, dar nu învățați intelectual, învățați să păzească. Adică repetați-le, aveți răbdare cu ei. Nu vă pierdeți răbdarea după prima încercare. Unii vor fi uituci, alții vor fi grăbiți, unii vor fi tot felul de oameni, aveți răbdare, nu doar învățați învățați să păzească. Între a învăța pe un om ceva e una și între a-l învăța să păzească e alta. Când îl înveți, îi spui odată și pleci, să-i spui să fii sănătos, ți am spus lasă-mă în pace. Când îl înveți să păzească, te ții de el și îi spui David, ți-am spus și ieri, dar ești fratele meu și nu te las, am să-ți repet. Nu facem așa cu copiii noștri? Câți dintre noi le-am spus copiilor noștri doar o dată ce trebuia? Oh, le-a spus de mii și de mii de ori aceleași lucruri. Bancă spune, bă copile, mă doare gura să-ți repet. Asta înseamnă că îi învățăm să păzească, nu doar îi învățăm. Nu le transmitem o, invita o informație, ci ne ținem de ei să o aplice. O mare diferență. Între a fi învățător și mentor e o mare diferență. Și Dumnezeu și-a întors fața către toate națiunile Pământului. Și face următoarea invitație. Veniți! Însă vreau să insist asupra unei probleme care este într-un fel miezul pildei. Domnul le spune robilor pe care îi trimite a treia oară, altor rob de data aceasta, le dă următoarea recomandare. Vă duceți la intersecții și îi aduceți pe toți pe care îi găsiți. Nu faceți nicio diferență, nu vă dau niciun criteriu de evaluare, absolut pe toți, absolut pe toți. Și robii s-au dus și i-au adus pe toți pe care i-au găsit. Și priviți că acum începe o altă etapă, ceea ce spuneam mai devreme, o etapă escatologică. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Și l-a întrebat, prietene, i-a vorbit frumos domnul, merita să-i vorbească frumos? Nu, domnul nu i-a vorbit frumos că merita, ci domnul i-a vorbit frumos datorită caracterului lui, Domnul nu se poate preta să vorbească urât pentru că omul cu care vorbește merită. Fraților, n-aveți nicio justificare când vorbiți urât. Degeaba îmi spuneți mie, da frate lui Gida m-a enervat. Da frate lui Gida merită. Este adevărat că merită, dar dumneata nu meriți. Dumneata trebuie să ai caracter. Dumneata trebuie să rămâi în echilibru și să-i vorbești frumos, nu că merită el, ci că dumneata nu-ți poți permite să vorbești altfel, ești fiu de împărat. Ce cuvinte sunt astea, bă ne simțitule. Astea sunt niște jargoane de vagabonți. Asta nu este o vorbire duhovnicească. Domnul i-a vorbit duhovnicește în ciuda faptului că el nu-i merita și i-a spus, prietene, ce cauți aici fără haină de nuntă? I-a vorbit logic, i-a vorbit frumos, i-a vorbit politicos, i-a vorbit elegant. Pentru că așa e el. Ce vorbește omul iese din inimă. Degeaba spune, iartă-mă că am greșit, n-ai greșit frate, ai spus ce trebuia. Îți pare rău că te-ai dat de gol, dar asta ai spus. Și observați că omul acela a amuțit. N-a avut niciun argument. N-a avut argumente. Însă ceea ce încurcă puțin lucrurile, în aparență, este faptul că Domnul îi trimite pe robi să cheme pe oricine, fără niciun criteriu de selecție, și acum el face selecție. El îi trimite să cheme pe oricine și acum oricine e acolo. Și intră și după ce îl cheamă pe om, îl rușinează față de toți și îl dă afară. Este cinstită atitudinea Domnului. Să încerc să pun și altfel întrebarea ca să înțelegeți de ce folosesc un limbaj așa de dur. Domnul își trimite slujitorii și spune, mergeți peste toți și aduceți pe toți. Doamne, dar nu facem nici cea mai mică diferență între oameni? Nu, pe toți. Și vin acum toți și sunt acolo. Și Domnul... După ce că îi cheamă, acum îl ia pe unul dintre ei și îl face de rușine. De ce n-a spus Domnul înainte slujitorilor, uite, duceți-vă, dar pe ăștia, categoria asta de oameni, să nu-i luați? L-a chemat pe om, l-a expus public, l-a aruncat afară, l-a făcut de rușine, i-a stricat reputația. Haideți să vorbim puțin despre asta în două, trei minute. Frați dragi, Dumnezeu i-a chemat pe toți pentru că a chema depinde de Dumnezeu. Nimeni nu are dreptul să cheme. Cel care cheamă este stăpânul. Dacă eu vă chem la mine acasă, atunci aveți dreptul să veniți și degeaba vă spun vecinii nu vă duceți pentru că invitația v-a făcut-o stăpânul casei. Însă, dreptul de a răspunde chemării și de a alege să vii în condițiile în care ai fost invitat, este problema celui care vine. Omul care a venit nu a fost exclus datorită chemării sau datorită stăpânului, ci a fost exclus datorită obrazniciei lui să intre la nunta stăpânului, la nunta împăratului, în condițiile în care vrea el, nu în condițiile în care se făcea nunta. Regula era, pentru că împăratul era un om bogat, înstărit, era împăratul, a dat o haină la fiecare. Asta a fost condiția. Ești invitat când joci cum îți cântă stăpânul. Dacă te-ai dus acolo, respecti toate regulile. Este așa că vin oameni și aici. Și regula noastră este următoarea. Nu faceți ceva anume. Și spun oamenii, anumite persoane care trec dincolo de regulă, spun așa cu o brăznicie, știi ce, o să vină la mine să-mi zică să vezi ce îi răspund. Și el, lui se pare că este bărbat acum că face treaba asta. Ei, omul ăsta din pildă a fost un astfel de individ. Regula era următoarea, te îmbraci cu haina și intri la nuntă. Pe mine nu mă interesează dacă ai bani sau nu, nu mă interesează dacă până acum ai trăit în păcat sau nu, nu mă interesează din ce categorie faci parte, nu mă interesează nimic. Un singur lucru îți cer, să vii, prezența ta mă interesează. Și al doilea lucru, vreau să iei haina ca să existe o unitate în decor sunt condițiile împăratului. Prima, să fii prezent și a doua, să te îmbraci cu haina. Nu le-a cerut nimic mai mult. Nu i-a întrebat stăpânul dacă au merite sau nu, dacă sunt de viță nobilă. Nu i-a întrebat, n-a pus nici o altă condiție. Condiția pe care a pus-o nu era greu de îndeplinit pentru că haina le-o dătea împăratul. Ei trebuia doar să se îmbrace cu ea. Era cineva în imposibilitatea să se îmbrace? Nu. De aceea responsabilitatea era a lor. Și unul dintre ei n-a vrut să se îmbrace. Și atunci împăratul intră și următorul lucru îl întreabă, de ce ești atât de mândru și vrei să-ți et să etalezi haina ta, meritele tale, și nu vrei să te îmbraci cu ceea ce eu îți ofer? De ce nu te bazezi pe ce îți ofer eu și te bazezi pe ce ai tu? Împăratul nu l-a întrebat de ce este rău, el putea fi liniștit rău, că probabil mulți din cei ce erau acolo erau răi. Împăratul nu i-a reproșat că e rău, nu i-a reproșat că e păcătos. El i-a chemat pe răi, el i-a chemat pe păcătoși, el. Dacă îmi permiteți expresia Bibliei, el i-a chemat și pe vameși și pe curvari, el i-a chemat pe toți, fără excepție. Dar tuturor le-a spus prezență obligatorie, și haina de nuntă la garderobă, la intrare, vă rog să o primiți. Este în dar, nu plătiți nimic pentru asta. Și în felul acesta, primiți dreptul să intrați. Cineva, mai cu moți, cum spunem noi, care s-a bazat suficient de mult pe el, a sfidat regular, a sfidat pe Împăratul și a intrat bazându-se pe haina lui și pe prezența lui. Și Împăratul nu-i reproșează că e rău, că dacă ar fi așa, n-ar intra nimeni. Nu-i reproșează că e păcătos, că dacă ar fi așa, n-ar intra nimeni. Toți oamenii care au intrat acolo erau roșii păcătoși. Ca așa e omul de felul lui. I-a reproșat doar că nu s-a îmbrăcat cu meritele lui Isus Hristos, care sunt simbolizate de haina de nuntă. Când te va chema Dumnezeu la pocăință, nu vei putea să spui, nu vin acum că rău, mai aștept un an, mă fac bun și la urmă vin. Pentru că niciodată nu vei putea fi bun față de Dumnezeu. A fi bun față de Dumnezeu înseamnă a fi perfect. Ori niciun muritor nu poate fi perfect. Efeseni, capitolul 2, versetele 8 și 9. Permiteți-mi să citesc. Știți bine cuvântul acesta? Prin har ați fost mântuiți, prin credință. Aceasta nu vine de la voi, nu-i haina voastră, nu-s meritele voastre, aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin faptele voastre, ca să nu vă lăudați. Nu, 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 nu cu haina ta, ca să nu te lauzi. Totul e al împăratului, primești tot un dar. E cadouul lui Dumnezeu, sunt meritele lui, doar le primești. Și când ai primit ce-ți oferă Dumnezeu, ești rezolvat din toate punctele de vedere. Omul acesta a fost aruncat afară nu pentru că a fost rău, ci pentru că a avut o brăznicia să nu accepte planul lui Dumnezeu. Să nu primească prin credință și cu pocăință soluția pe care i-a oferit-o împăratul ca să stea la masa lui. Marea problemă a oamenilor din generația noastră nu este pentru că sunt răi, toți oamenii sunt răi, ci este pentru că nu vor să se pocăiască îmbrăcându-se cu meritele Domnului Isus, care sunt transferate prin credință și pocăință asupra lor, sunt îmbrăcați în ele și în Hristos ei devin capabili să intre la nunta împăratului. Observați ce spune Domnul în Matei capitolul 22. Spuneți celor poftiți, am terminat o spățu, juncii și vitele mele îngrășate au fost tăiate, problema este rezolvată, Domnul Iisus a fost răstignit, jertfa a fost depusă. Tot ceea ce trebuie este rezolvat de Dumnezeu. Trebuie două lucruri: prezența și pocăința prin care te smerești și accepti meritele Domnului Isus Hristos spunând, sunt un om păcătos, recunosc asta, mă judec ca un om păcătos și cer sângele Domnului Isus să vină peste mine. Prin credință cred în Isus Hristos, prin credință vreau să-L urmez pe Isus Hristos și prin credință voi putea totul prin Isus Hristos. Asta i-a cerut Dumnezeu omului de la nuntă. Toți au primit mesajul, toți l-au împlinit, unul singur nu. Și Domnul merge la el și îi spune, ești rău, dar nu asta e problema. Ești păcătos, dar nu asta e problema. Problema este că nu vrei să te pocăiești. Nu vrei să primești haina meritelor sângelui și jerfei Domnului Iisus. De aceea ești afară. Necredința este singurul păcat care nu poate fi iertat. Pentru că n-ai cum să fii iertat dacă nu crezi. N-ai cum să fii iertat dacă nu te pocăiești. N-ai cum să fii iertat dacă nu-ți faci partea. Este imposibil Dumnezeu să dea afară pe cineva care crede și pe cineva care se pocăiește dacă se poate pocăi și dacă poate crede, Dumnezeu îl primește, că aceasta este condiția. Dacă nu se poate pocăi și dacă nu crede, poate fi din cea mai înaltă spiță de oameni, poate fi de viță nobilă, că nu are ce să caute la nuntă. Fiți sigur, că omul ăsta care a intrat așa s-a bazat el pe ceva merite personale, că altfel nu-și permitea. Probabil că a fost un ambițios al vremii, un om de vază din oraș și a zis, stai domne, așa că eu și la împărat o să vedeți că eu sunt o excepție un căpoz din ăsta care se bazează pe el și a crezut că e suficient de bun și de meritos ca să-l primească împăratul. Frații mei, Israel a falimentat din motivul acesta. S-au bazat pe ei și s-au bazat pe anumite lucruri care le dădeau o anumită valoare, dar nu suficientă ca să fie mântuiți, nu înlocuia pocăința. În această seară aș vrea să închei și să vă spun următorul lucru în încheiere. Concluziile acestei pilde sunt următoarele. În dragostea sa, Dumnezeu îi cheamă pe toți oamenii, indiferent de meritele lor, și bun și răi. Chemarea este privilegiul lui Dumnezeu. Dumnezeu îi cheamă, Dumnezeu îi cheamă pe toți. Însă, alegerea, prin răspundere, pocăință și credință, este privilegiul omului. Degeaba mă cheamă Dumnezeu. Dacă eu nu răspund, dacă nu mă îmbrac cu haina sângelui Domnului Isus, a jertfei Domnului Isus, dacă nu mă pocăiesc, dacă nu cred, degeaba mă cheamă Dumnezeu. Dumnezeu mă cheamă și mă dă afară. Omul fără haina de nuntă a fost chemat, însă nu a fost dispus să primească haina, motiv pentru care n-a putut rămâne la nuntă. Cei care nu acceptă merg în iad, dar și cei care acceptă în condițiile lor, tot în iad merg. Observați exemplul acesta, într-adevăr e o minoritate. Totul depinde de omul care este chemat la nuntă. Stăpânul a făcut totul, jertfa e gata, masa e gata, nunta e gata, ospătarii sunt gata să aducă mâncarea, lăutarii sunt gata să, să cânte și să facă bucurie, însă depinde de mine să mă dezbrac de păcatul meu, să spun chiar dacă sunt cu tare sau cu tare sau cu tare, eu trebuie să mă pocăiesc, mă smeresc în fața lui Dumnezeu și această smerenie nu o fac în ascuns, o fac în mod public, mă smeresc înaintea lui Dumnezeu și mă îmbrac cu haina meritelor mântuitorului meu iubit și numele lui merg în fața lui Dumnezeu. Și în meritele lui, Dumnezeu mă va primi, pentru că de aceea l-a trimis pe Hristos să ofere o haină a iertării fiecărui muritor care vrea să se pocăiască. Ciudat este că națiunea Israel, nu evrei la, la, nu nu la nivel individual, ci evrei la nivel de națiune, n-au fost acceptați și au rămas într-o paranteză până după răpirea bisericii. Dar acum Dumnezeu a chemat indivizi din toate națiunile și cine se pocăiește și crede este iertat, n-are importanță dacă e rău sau bun. Un lucru e clar, e rău sigur. În această seară, scumpii mei, stăm înaintea Domnului și ne mirăm de această imensă iubire cu care Dumnezeu ne primește pe toți. Cine suntem noi ca să merităm asta? Ne aducem aminte câte sunt în trecutul nostru și Dumnezeu ne primește și ne așteaptă cu o haină pentru care noi nu am făcut nimic. Ce am făcut noi acum 2000 de ani? Ne-au bătut pe noi romanii, ne-au străpuns nouă mâinile și picioarele, ne-au ne, -au, ne -au apăsat nouă coroana de, cu una de spin și ne-au împuns pe noi cu sulița în coastă? Ne-au înjurat și ne-au blestemat pe noi? Nu, nici nu existam în vremea aceea. Și când noi nu existam, a coborât Fiul lui Dumnezeu din cer și cu o durere de neînțeles pentru noi, a pregătit mântuirea și acum ne oferă și spune veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dihnă. primiți în da, primiți dar iertarea lui Dumnezeu. Credeți și pocăiți-vă. Credeți și pocăiți-vă, smeriți-vă înaintea Domnului. Aruncați meritele care credeți că le aveți. Aplecați-vă capetele înaintea Domnului, smeriți-vă în pulberea pământului. Aruncați epoleții de pe umeri, gradele voastre. Aruncați pozițiile voastre din societate, Domnul nu știu care. Smeriți-vă înaintea Domnului, ești un om păcătos. Smeriți-vă înaintea Domnului, ești un om păcătos. Și în condiția aceasta vei fi iertat de Dumnezeu. Și în această condiție intră la nuntă, bucură-te, bucură-te înaintea Domnului. Bucură-te, nimeni să nu zrăpească bucuria, nimeni să nu zrăpească siguranța, ești în mâna lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare, să încheiem serviciul divin prin rugăciune, să-i mulțumim, să ne rugăm, să-l lăudăm pe Domnul. Și cine mai călăuzește Domnul să facem în rugăciune? Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betanii.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi.betani.cc Până data viitoare când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.